Hei, în filmulețul de astăzi vreau să-ți vorbim despre atacul de panică. Vreau să înțelegi ce este ca simptomatologie, adică ca senzații pe care tu le ai, cum îți produci cu gândirea un alt atac de panică, adică cum se întrețin atacurile de panică și dacă înțelegi mai clar ce se întâmplă, o să înțelegi ce trebuie să faci ca să ți-l depășești. Și nu trebuie să îi te conformezi atacului de panică. Nu trebuie să înveți să trăiești cu atac de panică sau cu anxietate, ci să înveți ce este și, evident, cum poți să ți le depășești în totalitate. Și am vorbit astăzi cu Dan puțin despre atacul de panică și așa ne-am decis să facem și un filmuleț. Asta mi-am amintește de un atac de panică pe care l-am avut eu. Și dacă aș fi știut mai mult despre el, sunt sigur că ar fi decurs mult mai bine tot episodul. Pentru că totul a început prin a depista unele lucruri care mi se păreau în regulă la mine în corp. Mi-am pus atenția pe ele și în felul ăsta frica și anxietatea a tot crescut, până în punctul în care chiar am început fizic să tremur și să am o frică foarte puternică de moarte. Da. Tot episodul a durat în jur de jumătate de oră până când totul s-a calmat. Poți descrie ce s-a întâmplat? Da, o să completez ce ai spus tu, pentru că ai descris bine felul în care se dezvoltă un atac de panică și o parte dintre simptome. Acum o să încep cu cum apare un atac de panică. Un atac de panică este o frică, o anxietate, care este foarte puternică. O anxietate care erupe spontan. Asta înseamnă că un atac de panică este un episod de anxietate foarte, foarte puternică. Bineînțeles, făcut de o persoană cu anxietate. Asta înseamnă că atunci când persoana nu mai are resurse să-și susțină anxietatea zi de zi pe picioare, să o suporte. Deci resursele persoanei scad odată ce când anxietatea nu este tratată. De asta spun că o anxietate netratată poate duce sau în cele mai multe cazuri duce spre atacuri de panică sau depresie. Și asta se întâmplă. La început anxietatea este mai ușoară, tot crește, până când poate să ajungă să fie brutală, cum este cazul unui atac de panică. Când frica este foarte puternică și când frica capătă alte nuanțe. Nu mai este frica cu care omul este obișnuit, ci este frica de a nu muri, frica de a nu nebuni, frica de a nu leșina, de a pierde controlul. Deci frica crește atât de mult și capătă această nuanță apocaliptică. Este o frică foarte, foarte puternică pe care omul o trăiește, pe care nu mai poate controla și în cazul unui atac de panică, omului este frică să nu moară, să nu aibă un atac de cord, să nu facă un atac de cord, atac cerebral, să nu-și pierdă controlul, să cadă, să leșine, să moară. Astea sunt fricile în cazul unui atac de panică. Mă refer la frici mentale aici. Și, bineînțeles, alte senzații, tremurături, senzație de depersonalizare. Adică persoana se uită în jur și nu mai știe unde este, nu mai știe cine este. Nu mai este ancorată în contextul său. Spre exemplu, dacă faci atacul de panică în camera ta, te uiți în jur și nu-ți mai dai seama unde ești, ce se întâmplă. Și este o frică care taie. Da, este o frică foarte, foarte puternică și care ar trebui depășită în totalitate. Cum se poate depăși? Vreau să vorbim puțin despre cum se declanșează un atac de panică, pentru că ai descris foarte bine traseul. Practic, un atac de panică apare atunci când omul simte o senzație care e neplăcută sau ciudată pentru el. Simte o senzație în corp. Indiferent
care este cauza. Poate să simtă că poate să simtă unele palpitații la inimă, puțin mai puternice sau alte senzații și lui se par senzații puțin diferite față de ce simte în mod normal. Acum, persoana având un tipar de gândire anxios, fiind o persoană anxioasă, nu va spune, am o senzație ciudată, o să treacă. Ci o să înceapă să gândească anxios legat de acea senzație. Uite, în cazul meu aveam palpitații și băusem mult Red Bull în ziua aceea. Și am continuat gândul ăsta, că am palpitațiile din cauza că am băut Red Bull-ul și eram sigur că ceva o să se întâmple din cauza asta. Da, da, da. E posibil ca palpitațiile să fi fost cauzate de Red Bull. Dacă puneai punct aici, era ok. Dar tu ai început să te gândești că înseamnă că ceva rău se va întâmpla. Exact. Și atunci ți-ai pus atenția pe senzație, ai simțit mai puternic senzația. Dacă îți pui atenția pe o senzație, chiar și pe puls, o să simți pulsul. Până atunci nu-l simțeai, dar o să începi să fii conștient de el. Și cu cât îți este mai frică, cu atât pulsul crește, normal. Da, pentru că tu spui atenția pe senzație, devii mai conștient de ea, apoi senzația începe să crească, iar tu creezi o anxietate interpretând senzația respectivă într-un mod anxios. Hai să luăm un cazul, că sunt foarte frecvente, cu palpitațiile. Ai simțit palpitații și atunci persoana își pune atenția pe palpitații, simte că ceva nu este în regulă, ceva este diferit și începe să gândească anxios. Am palpitații, ceva nu este în regulă cu mine, o să se întâmple ceva rău, poate o să fac atac de cord și persoana începe să simtă anxietate. Apoi se gândește. Simt anxietate, iară simt anxietate și nu trebuie să simt anxietate. Ce mă fac că simt anxietate? Sunt singur acasă și simt anxietate, n-are nimeni cine să mă ajute sau sunt într-un loc public, simt anxietate, ceva nu este în regulă, am senzație de leșin, o să leșin în fața altor oameni, o să râdă de mine, o să-mi pierd echilibru, o să se întâmple ceva foarte grav. Toată această gândire crește anxietatea într-un mod brutal și duce la un atac de panică. Așa este traseul. Se pornește de la o senzație, persoana își pune atenția pe senzație, o simte mai puternic, iar apoi cu gândirea va începe să o comenteze într-un mod anxios, negativ, apocaliptic și va declanșa o anxietate care va crește tot mai mult până când va ajunge la un anumit nivel foarte puternic, spunem o stare de platou, unde va rămâne acolo pentru câteva minute, timp în care persoana este prinsă în, așa cum ai zis și tu, într-un amalgam de senzații, gânduri negative, de parcă ar fi sfârșitul lumii, sfârșitul său, iar după câteva minute, timp în care atacul de panică este în plină desfășurare, anxietatea va descrește tot mai mult și atacul de panică va crește. Așa se desfășoară un atac de panică. Este creat, simplu zis, de gândirea omului. Gândirea anxioasă a omului și... Da.